Salutare tuturor! În septembrie am început școala. Sigur, cei care au copii au început școala. Și eu am început școala alături de copiii mei, dar în scurt timp m-am trezit că ei au trecut la școala online. Sigur că asta înseamnă lucruri de acasă, bineînțeles, dar nu mi-am dat seama la acel moment că școala online înseamnă, pentru doi copii care au ore în același timp, două calculatoare. Aveam deja un calculator, dar iată, m-am trezit în situația în care a trebuit să mai cumpăr încă unul. Și vorbim de un laptop pentru că era alegerea cea mai la îndemână. Hai să vă arăt cum anume am ales eu un astfel de laptop și prin ce am trecut. Primul lucru la care m-am uitat atunci când am căutat un laptop a fost ecranul. Pentru că am spus așa, copiii stau cu ochii în ecran. Hai să le alegem un ecran de măcar 13 inci diagonală, pentru că au nevoie să vadă lucrurile mai mare. Gândiți-vă, de exemplu, la o ecuație scrisă de către profesor pe tablă și de o tablă transmisă online. Lucrurile sunt mici. Și atunci am nevoie de un ecran mai mare. Sigur, dacă poți să mergi mai sus, mai mult de 13 inci, asta este minunat. Ecranul eu l-am ales să fie unul mat, pentru că mi s-a părut mai odihnitor. În același timp, aș vrea să vă arăt ceea ce vom face des în emisiunea noastră, cât de fragile sunt unele lucruri și vom face aceste lucruri, aceste experimente, tocmai pentru a ne responsabiliza mai mult. Nu vă invit să faceți asta acasă, dar vă invit să vedeți cât de fragil este un ecran. Cam așa arată un ecran spart. Bun! Să mergem mai departe. După ce am terminat cu ecranul, a trebuit să merg către tastatură. Copilul meu, cel mic, este de-abia în clasa pregătitoare, așa că evident m-am dus către o tastatură cu taste cât mai mari, bine spațiate și spre norocul meu am observat că tastele, nu-mi dădusem seama până atunci, sunt scrise cu litere mari, ceea ce a fost extraordinar pentru că cel mic știa literele mari, dar nu le știe încă pe cele mici. Așa că tastatura cât mai simplă cu taste cât mai mari. Mouse, pentru că poate că voi nu folosiți un mouse, nici eu nu folosesc un mouse, folosesc touchpad-ul, dar copiii au nevoie de un mouse. Așa că e bine să iei un mouse, că e cu fir sau fără fir, asta nu are prea multă importanță. Important este ei să poată da click ușor acolo unde au nevoie. Mergem către interiorul laptopului și ne ducem către memorie. Avem nevoie de viteză, avem nevoie copiii să poată să încarce repede programele pe care le folosesc și asta înseamnă memorie RAM în primul rând. RAM-ul eu recomand să fie minim de 4 GB, dar dacă te poți duce către 8 GB, o diferență undeva doar la 100 de lei, asta este minunat. Procesorul și el este cel care îți aduce viteză. Alegeți un procesor i3 pentru că este îndeajuns de bun pentru aplicațiile pe care le folosesc copiii. Hard disk-ul, locul unde stau toate lucrușoarele lor pe care le construiesc, le fac sau le primesc, trebuie să aibă undeva la minim 256 de giga și mai ales să fie unul SSD, adică unul foarte rapid și fără componente în mișcare. Diferența este că în loc să pornească calculatorul într-un minut, poate să pornească chiar în 10 secunde. Asta e diferența între un hard disk tradițional din acela care se rotește și un hard disk SSD. Aș vrea să-ți mai recomand că atunci când cumperi un calculator să-ți iei și un sistem de operare, pentru că asta îți asigură mai multă stabilitate, siguranță și, bineînțeles, mai puțină vulnerabilitate. Ai update-uri permanente. Sigur că poți să faci și alte tipuri de alegeri. Să spunem că vrei să-ți iei o altă cameră web. Băiatul meu cel mare, de exemplu, a avut un proiect în care trebuia să-și prezinte o machetă și l-am văzut cu laptopul rotindu-se în jurul mesei. Ei, lucrul ăsta nu e neapărat unul foarte facil, așa că poți alege foarte simplu o cameră web cu conectare pe USB. Un alt avantaj pe care îl aduce o astfel de cameră este că cei mici pot face singuri poze temelor, astfel încât să nu mai fie nevoie să faci cu telefonul, să o transmiți pe WhatsApp, să o pui pe un e-mail, să o urci în Drive și așa, cine știe ce alte artificii să mai faci. Am văzut la unii dintre copii căști, eu unul nu folosesc căști și nici copiii n-au ales să folosească căști, dar asta rămâne la alegerea ta, eu nu am vrut căști, nu le voi folosi. Cam astea au fost lucrurile la care a trebuit să mă gândesc ca să cumpăr un al doilea laptop. A trebuit să mă uit la ecran, a trebuit să mă uit la tastatură, să mă uit la camera web, să mă uit la RAM, la hard disk, la procesor, să mă uit la o culoare, de ce nu, așa cum v-am spus. Am terminat achiziția mea, sunt mulțumit, copiii sunt acum în școală online, sper să revină cât mai repede în școala tradițională, dar vom rămâne cu două laptopuri pe care cu siguranță le vor utiliza atât la școală cât și acasă.
te invit și pe tine să lași un comentariu și să-mi povestești, să povestim împreună cum anume au decurs lucrurile pentru tine. Câte calculatoare a trebuit să cumperi, ce a trebuit să cumperi dacă lucrezi pe un televizor, pe un laptop, pe un desktop și multe alte lucruri și de ce nu să ne sfătuim acolo. Iar pentru data viitoare te invit la Family Tech să stăm de vorbă despre cum alegem un proiector pentru acasă.